Bună și bine te-am regăsit! Astăzi m-am gândit să vorbesc despre respirație. Probabil că o să te întreb de ce să vorbim despre un lucru pe care știm să-l facem cu toții. Probabil că știm să-l facem, dar nu foarte bine. Pentru că felul în care respirăm ne influențează felul în care trăim și ne influențează, bineînțeles, alegerile și viața. Mi-aduc aminte că în urmă cu mulți ani, în cea de-a doua călătorie pe care am făcut-o în India, am văzut că era un curs de respirație care ținea 21 de zile. Și mi s-a părut așa, ce poate să te învețe cineva timp de 21 de zile să respiri? Cursul era fragmentat în 3 module și am zis, ok, hai să merg la primul să vedem despre ce este vorba. Respirația ne arată foarte mult felul în care noi suntem, starea noastră, și de multe ori avem senzația că noi suntem foarte bine, doar că respirația ne spune cu totul și cu totul altceva. Atâta vreme cât noi respirăm superficial, adică doar până la nivelul pieptului, viața noastră este trăită în același fel. Dacă respirăm profund, și viața noastră este trăită profund. Respirația calmează sistemul nervos. Se spune că dacă respiri abdominal timp de 20-30 de minute pe zi, scapi de stres și de anxietate. Mi-aduc aminte că după ce am venit de la sală, m-am dus la sport și antrenorul cu care obișnuiam să lucrez la momentul respectiv mi-a dat aceleași seturi de exerciții pe care le făceam înainte de plecarea în India, care mi s-au părut, la vremea respectivă, aveam tot timpul ceva de comentat și mi se păreau foarte grele. Rămâneam tot timpul fără respirație. După reîntoarcerea din India, după acest curs despre care povesteam, am făcut exercițiile cu o lejeritate incredibil de imaginat și mai aveam energie și spații să mai pot să fac încă 2-3 repetări, încă 2-3 grupe de repetări, și era absolut șocat. I-am spus ce am făcut și am realizat încă o dată cât de importantă este respirația. Probabil că dacă stai acum să vezi cum respiri, o să zici cum respir. Pur și simplu, respir. Aș vrea să vezi dacă respirația ta este abdominală sau este superficială, din piept. Probabil că este din piept, superficială, pentru că noi toți suntem obișnuiți așa. Din graba pe care o avem și din ritmul agitat al vieții noastre, nu avem timp de nimic, nici măcar să respirăm. De aceea, respirația abdominală este foarte, foarte importantă, pentru că ne ajută să ne relaxăm, ne ajută să căpătăm spațiu, să căpătăm timp și să putem să fim prezenți și să luăm deciziile din prezență, nu din agitație și din frică. Pentru că de cele mai multe ori, deciziile și alegerile pe care le facem, le facem dintr-o stare de agitație, dintr-o stare de stres și de anxietate. Și aș vrea să facem câteva exerciții de respirație care să te ajute să poți să te întorci la starea ta de liniște și să te conectezi la tine. Aș vrea să găsești o poziție confortabilă, poți sta așezată, așa cum sunt eu, sau poți sta culcată pe spate. Uneori este mult mai simplu să stai culcată pe spate, pentru că atunci ai mai mult spațiu în această zonă. Și am să te rog să pui o mână pe piept și una pe abdomen și de fiecare dată când respiri, abdomenul este cel care se mișcă. Mâna de pe piept nu se mișcă absolut deloc, doar cea de pe abdomen. Iar respirațiile sunt abdominale. E foarte posibil ca de fiecare dată când respiri să amețești, pentru că nu ești obișnuită cu atâta cantitate de oxigen. Inspirăm pe nas și expirăm tot pe nas, în așa fel încât fiecare respirație să ajungă până în abdomen și singura mână care se mișcă este cea de pe abdomen. Haideți să încercăm! Un alt exercițiu care te poate ajuta este un exercițiu ritmic. Numărăm până la 4, inspirăm, numărăm până la 4, reținem aerul 4 secunde, după care expirăm tot aerul, numărând până la 4. Începem, tot o mână pe abdomen și o mână pe piept și să avem grijă ca aerul să intre direct până în abdomen. Inspirăm pe nas, 1, 2, 3, 4, reținem aerul, 1, 2, 3, 4, expirăm pe nas, 1, 2, 3, 4. Din nou, inspirăm pe nas, reținem aerul
Și expirăm până la 4, 2, 3, 4. Atenția la respirație și în același timp la aerul care umple abdomenul și care îl face să se miște de fiecare dată când inspirăm. Hai să încercăm încă o dată. Inspirăm pe nas. 1, 2, 3, 4. Reținem aerul. 1, 2, 3, 4. Și expirăm tot aerul, având grijă ca doar abdomenul să fie cel care se mișcă. Și încă o respirație pe care aș vrea să o facem, este o respirație pe care poate părea la fel, dar are o mică diferență. Pe mine mă ajută foarte tare, mai ales în momentele în care mă simt obosită, mă simt agitată. Inspirul este mai scurt decât expirul. Obișnuim să înghițim atât de multe probleme, atât de multe lucruri și le ținem în noi. Nu știu, simțim nevoia să ne enervăm, dar știm că nu putem să o facem. Strângem din maxilare. Tot timpul inspirăm problemele, iar ele rămân acolo. Și atunci, de fiecare dată când respirați, expirația este mai lungă, încercăm să scoatem această tensiune din corpul nostru. Putem să începem cu un inspir de 4 secunde, după care să expirăm pe gură, să spunem de 5 secunde, după care 6 secunde, după care 7 secunde. Ele pot crește atât inspirul cât și expirul. Haideți să începem cu 4 și chiar 6. Inspirăm pe nas. Expirăm pe gură. Din nou, mâna este pe abdomen și pe piept. Și de fiecare dată când inspirăm, mâna care se mișcă este cea de pe abdomen, nu de pe piept. Și inspirăm pe nas până la 4. 1, 2, 3, 4. Și expirăm. 2, 3, 4, 5, 6. Așa cum spuneam, este foarte posibil să aveți dureri de cap sau amețeli. Este perfect normal, nu sunteți obișnuiți cu astfel de lucruri. Hai să facem de 10 ori această respirație, în așa fel încât să puteți să vă relaxați și să simțiți efectele atât de minunate ale respirației. Bun, începem! Mâinile din nou pe piept și pe abdomen. Avem grijă ca mâna de pe abdomen să se miște, iar cea de pe piept să stea nemișcată. Inspirăm pe nas și expirăm pe gură. Începem! Inspirați pe nas. 1, 2, 3, 4. Și expirăm pe gură. 2, 3, 4, 5, 6. Din nou inspirăm pe nas. 1, 2, 3, 4. Și expirăm pe gură. 2, 3, 4, 5, 6. Inspirăm pe nas. 1, 2, 3, 4. Expirăm pe gură. 2, 3, 4, 5, 6. Hai să încercăm să prelungim atât inspirația cât și expirația. Inspirăm pe nas. 2, 3, 4, 5. Expirăm pe gură. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Încă o dată. Inspirăm pe nas. 1, 2, 3, 4, 5. Și expirăm pe gură. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poți continua în ritmul tău, o poți face de 10 ori sau poți face 10 minute, 20 de minute, în așa fel încât să simți că liniștea s-a instalat în corpul tău. Sunt convinsă că deja simți cum starea de relaxare se instalează în tot corpul și probabil că nu ești obișnuit cu acest lucru, dar dă-ți voie să respiri, poate la început îți este foarte greu, spui că nu poți, amețești, din nou, ai dureri de cap, sunt efecte cât se poate de normale și încearcă să treci peste ele în așa fel încât să te întorci la o respirație profundă care te va ajuta să intri în contact mult mai bine cu tine. Eu sper că acest exercițiu te-a ajutat să-ți găsești liniștea de care ai atâta nevoie și spațiul de care cu toții avem nevoie într-o lume atât de agitată.
Știu că nu este cel mai ușor exercițiu, dar eu una îl fac seara sau după întâlnirile complicate sau înaintea întâlnirilor complicate, când sunt agitată și simt nevoia că să găsesc ceva, o resursă de energie și o resursă de liniște. Sau în momentele în care se întâmplă ceva important sau ceva care mă stresează sau îmi provoacă anxietate, apelez la câteva secunde de respirație, câteva minute bune de respirație, iar asta îmi calmează starea, îmi calmează corpul, îmi calmează mintea și mă ajută să fiu în prezent, pentru că respirația este cea care se întâmplă acum și care se termină tot acum. Iar mintea noastră este absolut peste tot, după cum bine știi, în mintea noastră pe zi sunt în medie 70.000 de gânduri și suntem în toate părțile, iar respirația este una dintre cele mai ușoare ancore la care putem să apelăm ca să devenim prezenți. Așa că dă-ți voie să fii atentă la respirația ta, pentru că îți va aduce foarte multă liniște și o stare de bine și îți va calma stresul și anxietatea. Cam atât despre respirație, sper să te ajute și sper să respiri acasă cât mai mult, în așa fel încât să te simți bine.